Au lăsat grijile acasă și au venit să petreacă de Crăciun la Slănic, Moldova. Sute de basarabeni au ales stațiunile din România pentru a-și face concediul, chiar dacă nu a nins. Cum vă simțiți? Excelent! Ce vă place? În primul rând, muzica și atmosfera. Foarte bine, eu nu-s primul an, al 15 ani. Mă simt ca la mine acasă, în România Mare. Așa? Sunt aici undeva pentru a șasea, a șaptea oară. Îmi place foarte mult locurile astea. Proprietarii de hoteluri și pensiuni s-au pregătit cum se cuvine pentru aceste zile. Fluxul de turiști din această perioadă este unul normal. Noi ne pregătim cu meniul care îl știm de acum pe de rost, doar de la an la an îl mai îmbunătățim. Și cu petrecerea de cuvință, cu formații, cu sugesti, cu surprize. Cei mai mulți dintre cei care au venit să sărbătorească nașterea Domnului pe stil vechi la Slănic, Moldova, vor petrece aici și trecerea dintre ani. Unde sunt ai tăi feciorii?